Să deschidem Cartea Domnului la Exodul, capitolul 7, și să citim primele 7 versete. Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău, Aron, va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce îți voi porunci eu, iar fratele tău, Aron, va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși, Faraon n-are să vă asculte, apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul, când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Moise și Aron au făcut ce le poruncise Domnul, așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aron de 83 de ani când au vorbit lui Faraon. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta vom continua explorarea noastră a călătoriei poporului evreu spre Canaan și vom avea cea de-a cincea lecție, dacă cei de la video ne pot ajuta. Este cineva? Așa. Și vom discuta despre cele 10 urgii. În primul rând, vreau să fac câteva afirmații. Egiptul nu avea nevoie de urgiile cu care l-a lovit Dumnezeu pentru a lăsa pe copiii lui Dumnezeu să iasă afară din țara asta. Dar împietrirea inimii lui Faraon, care este o expresie a necredinței lui, în același timp a fost și voia lui Dumnezeu, pentru că cele 10 urgii sunt 10 lovituri de moarte date zeilor Egiptului. Am umblat mult prin tot felul de informații despre Egipt și o să vedeți că fiecare dintre aceste 10 urgii, de fapt, sunt niște pedepse ale lui Dumnezeu pentru anumiți zei a Egiptului. Și să începem cu prima dintre ele. Sunt afirmațiile care le-am spus înainte. Prima urgie este că apa se preface în sânge. De fapt, este o lovitură pe care Dumnezeu o dă acestui zeu Hapi, care era zeul Nilului. Este o figură feminină, simbol al vieții și al bogăției, pe care o aducea revărsarea Nilului în fiecare an. Dacă vedeți, pe cap are niște plante de papirus, această femeie, zeu al Nilului, și Nilul juca un rol extraordinar în istoria și economia Egiptului. Grânele se făceau foarte bogate în aluviunile pe care le ducea râul atunci când se revărsa. Revărsarea Nilului era o mare binecuvântare pentru țară. Când apele se retrăgeau, rămânea un mâl extrem de fertil în care egiptenii își cultivau plantele de care ei aveau nevoie. În același timp, este o lovitură dată unui alt zeu, este zeul Gnum, numit și zeul fertilității. Este un om cu un cap de berbec. Imaginea aceasta se găsește în mormintele evreiești peste tot, mormintele egiptene peste tot, și el era considerat creatorul primilor copii care au fost făcuți din lutul Nilului, spuneau legendele despre acest zeu. Este unul dintre cei mai venerați zei ai vechiului Egipt. E bine, atunci când apa Nilului se preface în sânge la porunca lui Dumnezeu și la toiagul întins de către Moise, se dă o lovitură acestor doi zei care aduceau prosperitate, bineînțeles, la care se închina Egiptul. Apa Nilului, care era esențială vieții, nu? Și civilizației egiptene, pe apa Nilului s-au transportat toate pietrele acelea mari din care s-au construit piramidele și marele monumente ale Egiptului. Nilul a fost, de fapt,
aș putea spune, vena principală a economiei Egiptului. Ce este interesant, că vrăjitorii Egiptului au transformat și ei apa în sânge. De aceea inima lui Faraon se împietrește și mai tare. Dintr-o dată se îndoiește de minunea pe care o face Moise și spune că și, de fapt, și vrăjitorii lui pot să facă exact aceeași performanță. A doua urgie care o revarsă, lovește Dumnezeu Egiptul, este cu broaștele. Țara întreagă se umple de broaște. Egiptenii se închinau unui alt zeu, Hec, zeul broască. Broaștele erau sfinte pentru egipteni, așa cum vacile sunt sfinte astăzi pentru indieni, broaștele erau considerate animale sfinte, pentru că, ziceau ei, ele locuiesc în două lumi în același timp, și în apă și pe uscat. Lucrul ăsta impresiona pe egipteni. Și apoi să și mulțesc repede, ceea ce înseamnă prosperitate, bogăție în țara Egiptului. Acestea erau motivele pentru care se închina lumea la acest zeu broască. Dintr-o dată, broaștele inundă întreaga țară. Ele intră în putrefacție peste tot. Cuvântul lui Dumnezeu spune că s-a urcat în patul lui Faraon, erau peste tot, până și în covata în care se frământa pâinea au intrat aceste broaște. Vă dați seama ce atmosferă cumplită. Să nu mai vorbesc că odată cu moartea lor, intrând în putrefacție, au umplut țara de un miros îngrozitor. Ce este foarte teribil este că și vrăjitorii lui Faraon mai fac și ei mai multe broaște. Nu erau suficient de multe broaște în țară și ei mai fac rost de câteva. Am mai afirmat asta, dar nu trebuie să o repetăm, poate că e o idee bună, reține cineva. Faraon a fost întrebat de Moise, când vrei să mă rog să plece broaștele? Și ăsta a zis, mâine, roagă-te mâine. Cu alte cuvinte, să mai vrea o noapte cu broaștele. Să mai petreacă o noapte cu broaștele. O a treia urgie care vine peste toată țara sunt păduchii. Este un atac, de fapt, care îl lansează Dumnezeu la zeul Set, zeul deșertului, a furtunilor și al haosului. El a fost considerat ucigașul fratelui său Osiris, are un cap de cămilă sau de girafă sau de ocapi, un animal din zona respectivă. Aici este un lucru interesant, este că acest cuvânt de păduchi este în evrește echinim, care poate fi tradus prin țânțari, păduchi, insecte agresive. Acum Biblia Cornilescu a tradus cu păduchi, dar credeți-mă, niciun invazie de țânțari n-ar fi fost mai puțin periculoasă ca și păduchii. Țin minte că am fost odată la pescuit cu un prieten de-al meu și am scăpat cu fuga de țânțari. Am încercat cu niște crengi, țineam undița într-o mână și dădeam cu o creangă, am văzut că nu merge și am luat-o la fugă spre mașină și așa am scăpat de ei. Țânțarii sunt absolut vicious. Biblia spune că țărâna pământului s-a transformat în păduchi. Hai să luăm, cum zice Cornilescu, păduchi. Ce este foarte simpatic este că vrăjitorii nu mai pot face nimic, sunt plini de păduchi și probabil s-au gândit, băieții, dacă mai facem mai mulți, ne mănâncă și mai urât decât ne-au chinuit până acum. Nu? Aici au spus ei, aici este degetul lui Dumnezeu, aici cineva își bate joc de noi, ne-au umplut de păduchi și acum culmea ar fi să mai facem și noi păduchi în plus. Nu? Faraon este și el plin de păduchi și are și el o inimă împietrită, nici de data asta nu vrea să-i lase pe evrei să plece. A patra nenorocire care dă peste țară este musca câinească. Este un atac la un alt zeu al Egiptului, un zeu în formă de muscă. Ăștia aveau enorm de mulți zei egiptenii.
Și zeul acesta îl cheamă Watik, are o formă de muscă și dintr-o dată țara este plină de un roi de muște câinești, spune Sfânta Scriptură, care practic umplu întreaga țară. Îi mușcă pe oameni, vitele sunt atacate de aceste muște câinești și, în sfârșit, pentru că ținutul Gosen, unde locuiau evrei, este scutit de roiul acesta de muște câinești, faraon este gata să facă prima concesie. Este gata să cedeze. Spune, duceți-vă și aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Capitolul 8, versetul 25. Este o primă concesie. Când Moise și Aron nu dau semne să accepte concesia lui faraon, merge mai departe și este gata acum să facă și ceva mai mult. Versetul 28. Zice el, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie, numai să nu vă depărtați prea mult. Și încheie cu o frază ciudată, rugați-vă pentru mine. Avea nevoie de rugăciune faraon. Observați, în concesiile acestea care le face, este de fapt prototipul diavolului care zice, închină-te lui Dumnezeu, dar nu fă așa multă religie, nu te du prea departe, stai pe aproape, că poate te plictisești, vin apoi. Sau te las să pleci, dar nu du-te depărta prea mult, să te poți întoarce. Diavolul este gata să-ți lase libertate, dar să-ți lungească funie un pic mai mult, dar tot legat vrea să te țină, să dea o funie mai lungă. A cincea nenorocire care vine peste țară este ciuma vitelor. Societățile din vremea aceea trăiau din creșterea vitelor. Creșterea vitelor și agricultura, bineînțeles, asigurau baza materială a celor comunități. Și, în primul rând, este un atac la zeul Apis. Zeul Apis sau boul Apis, după cum vedeți, are un disc solar între coarne, așa, și boul Apis este simbolul zeului Apis, zeul fertilitatea cirezilor, cel care mulțește animalele, dar și cel care asigură viața de după moarte. Este foarte interesant că dintre toți zeii egipteni, ăsta s-a lipit foarte tare de evrei, pentru că și evreii creșteau animale. Și atunci când Moise a zăbovit pe munte mai mult decât s-au așteptat ei, Aron le-a construit un asemenea vițel de aur evreilor. Practic a reprodus zeitatea boului Apis, nu? Cu discul solar între coarne, zeul fertilității cirezilor și cel care asigură viața după moarte. Dar este un atac și asupra altui zeu. Este zeul Ptah, zeul creator a tuturor lucrurilor. Spuneau egiptenii că ăsta numai se gândește la anumite lucruri și astea iau ființă imediat. Iau ființă imediat. Numai se gândește și lucrurile iau ființă. Lovitura aceasta este la adresa acestor zei, nu? Dintr-o dată zeul care asigura fertilitatea cirezelor este îngenunchiat că cirezele pică jos și sunt omorâte de ciuma asta care dă peste vite. Pierd turmele egiptenilor. Dar în același timp nu moare nicio vită dintre vitele copiilor lui Israel. Culmea, faraon, în ciuda acestei pagube uriașe pentru economia Egiptului, și împetrește și mai tare inima, spune cuvântul lui Dumnezeu. Moise și Aron revin și îl amenință pe faraon că Dumnezeu va
lovi Egiptul cu altă urgie, vărsatul negru. Vărsatul negru. Vărsatul negru, spun teologii, că a fost de fapt un atac al lui Dumnezeu împotriva alți doi zei ai Egiptului. În primul rând este zeul Smet, care era zeița soarelui. Dacă vă vedeți în imagine, are un cap de leu, este cea care dă viață, ziceau egiptenii. Și egiptenii căutau vindecarea atunci când erau bolnavi la această zeiță, zeița soarelui. Căutau vindecare, se duceau când erau bolnavi la doctorul ăsta. În același timp, este o lovitură dată unui alt zeu, Serapis, zeul care aducea abundență și învierea. În mitologia antică a perpetuat închinarea lui până departe în istorie. E un alt zeu la care se căuta vindecare. Dintr-o dată, zeii care te vindecau, așa, au fost desființați, dovedindu-se neputința lor, pentru că oamenii și animalele toate sunt pline de vărsat negru. Niște bube negre cumplite pe întreaga populație. Bineînțeles că nici de data asta inima lui Faraon nu cedează, rămâne mai departe un încăpățânat, refuză să lase pe poporul lui Dumnezeu și urmează cea de-a șaptea, vrea să revin aici, deci erau din cenușa în care ei făceau foc, spune Sfânta Scriptură, că s-au născut aceste bube fierbinți pe oameni și pe animale. Din nou, vrăjitorii nu pot să facă nici ei bube, că sunt plini de bube, nu? Zeii vindecători la care aleargă oamenii nu vindecă pe nimeni. Grindină și foc este cea de-a șaptea urgie care vine și de data aceasta sunt în vizorul lui Dumnezeu alți doi zei ai Egiptului. Este zeul Set, zeul deșertului, furtunilor și haosului, la care se rugau egiptenii atunci când veneau furtunile, așa, și Nut, zeul cerului. Observați, are un trup arcuit, ca o protecție peste lume acest zeu, și întregul trup este acoperit de stele. Așa îl desenau egiptenii în vremea aceea. Grindina distruge tot. Tot ce este verde, dacă vreți, toate culturile sunt distruse, copacii rupți de o grindină cumplită care pică din ceruri. Cei care cred cuvântul Domnului se adăpostesc. Gosenul, unde locuiesc copiii lui Dumnezeu, este scutit și evreii din nou nu suferă din pricina acestei calamități care vine peste țară. Speriat de ceea ce se întâmplă, de catastrofa aceasta care se întâmplă, de neputința zeilor lui de a-l apăra, Faraone este acum gata să-i lase să plece pe evrei. Dar după ce încetează furtuna, inima îi se împătrește din nou. Cât timp este furtună, este gata să intre la negocieri, dar după ce se oprește furtuna, îi trimite la plimbare din nou pe Moise și Aron. Numărul 8. O invazie de lăcuste vine peste toată țara. Dacă a mai rămas ceva verde pe câmp, după piatra care a bătut peste tot în țară, acum vin lăcustele și consumă absolut tot. Este un atac al lui Dumnezeu împotriva zeiței Isis, care era zeița renașterii și a vieții. Ea era protectoarea ogoarelor, își petrecea viața printre oameni, învățându-i cultivarea pământului și toate meseriile. Era și zeița lunii în același timp. Era considerată și zeița lunii. Dar avea aripi de lăcustă. Ce se întâmplă este că lăcustele umplu pământul pur și simplu. Consumă absolut tot ce este verde.
pătrund pretutindeni în orice casă. Slujitorii lui Faraon se duc la Faraon și spun Faraon, ăsta e o pacoste, Moise, ăsta este o pacoste teribilă, trebuie să scăpăm cumva de el. Și Faraon este gata să facă o altă concesie. Duceți-vă, zice el, dar numai voi bărbații. Este gata să-i lase, dar numai pe bărbați, femeile și copiii să rămână mai departe în stăpânirea lui. Vedem că pocăința lui Faraon este din nou numai una de formă, trage de timp, nu vrea să-i lase pe poporul lui Dumnezeu să plece. De aceea vine întunericul de 3 zile, cea de-a noua catastrofă peste țara Egiptului. Dumnezeu are în vedere aici alți 2 zei ai Egiptului la care se închinau egiptenii, era zeul Ra, zeul soarelui, dintr-o dată se întunecă tot și nu mai apare soarele deloc. El era considerat împăratul tuturor zeilor, dar același timp era și protectorul lui Faraon, zeul care avea grijă de sănătatea și de bunăstarea lui Faraon. În același timp este un atac și împotriva lui Atum, zeu creator, zeul apusului de soare, cum era numit el. El este creatorul tuturor zeilor și era văzut ca și tatăl faraonului. Asta era tatăl faraonului. Atacul de data asta este împotriva acestor zei ai soarelui. Dintr-o dată, zeul soare nu mai răsare, nu mai este lumină peste țară. Un întuneric neobișnuit de 3 zile se lasă peste țara Egiptului. Sunt unii cercetători care spun că probabil a fost și o furtună de nisip care a acoperit cerul 3 zile și nu s-a mai văzut nimic. Dar din nou, Gosenul este scutit de către Dumnezeu și este lumină peste partea aceasta de țară. De data asta, Moise este amenințat cu moartea. Și Faraon îi spune foarte clar, când mai apare înaintea mea, o să termin cu tine, o să te omor. Dar în același timp, Faraon este gata de ultima concesie, cea de-a patra, de fapt, și spune, plecați așa și neveste și copii, toți să nu vă mai văd, dar lăsați turmele aici, lăsați turmele cu noi. Răspunsul lui Moise este celebru, nicio unghie, nimic nu rămâne aici, nicio unghie de animal nu rămâne aici. Dacă plecăm, plecăm cu tot ce ne-a dat Dumnezeu. Moise declară lui Faraon că nu o să se mai prezinte înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu anunță cea de-a 10-a urgie și ultima, care este cea mai cumplită dintre toate, moartea întâilor născuți din întreaga împărăție a lui Faraon. Cercetătorii spun că este un atac la Osiris, zeul lumii de dincolo, zeul lumii de dincolo, de după moarte, zeul morții și a vieții veșnice în același timp. Dintr-o dată acest zeu al morții este făcut de putincios, pentru că în această ultimă urgie mor toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți animalilor până la întâi născuți ai oamenilor. Ultima urgie care îl va convinge pe Faraon să lase pe poporul lui Dumnezeu să plece. Israelul cere de la egipteni vase de aur, de argint, vase, haine, obiecte scumpe și Dumnezeu convinge această națiune care a exploatat poporul lui Dumnezeu atâtea sute de ani să fie binevoitoare și le dau lucrurile pe care ei le cer. Bunăvoința aceasta a egiptenilor venea de la Domnul, spune Sfânta Scriptură. I-a umplut pe evrei de aur, de argint, de obiecte prețioase, de haine, de tot ce aveau nevoie în călătoria care urma să aibă loc. Vreau să închei în seara aceasta vorbindu-vă puțin despre Paște, pentru că, dacă ne ajută Domnul data viitoare, vom discuta despre trecerea Mării Roșii.
ce se întâmplă înainte ca îngerul morții să treacă în noaptea aceea prin Egipt și se omoare pe întâi născuți, evreii sunt instruiți de Dumnezeu să facă un lucru deosebit. Să junghe un miel sau un ied fără cusur și cu sângele acela să ungă ușorii ușii, partea verticală și partea orizontală. În jurul ușilor unde locuiau evreii era acest semn al sângelui. Domnul spune, când voi vedea sângele, voi trece mai departe. Când voi vedea sângele, voi trece. Urmează ca evreii în noaptea aceea să mănânce acest miel de Paști. Am să vă dau o listă a caracteristicilor care trebuia să le aibă acest miel de Paști și aș vrea să vă gândiți în același timp la Paștele pe care îl serbăm într-un fel și noi la cina Domnului. În primul rând, mielul acela trebuia să fie fără defecte, fără cusururi. Trebuia să fie întreg, să nu fie bolnav, să nu aibă niciun defect. Trebuia junghiat. Sângele pus pe ușile, pe ușorii ușii, așa cum ați văzut, vertical și orizontal. Trebuia consumat fript la foc. Trebuia mâncat de întreaga familie, sau dacă familia avea mai puțin membri, trebuia să se unească cu altă familie mai mică și totul să fie consumat în noaptea aceea. Trebuia să fie mâncat în grabă. Trebuia să fie mâncat cu burieni amare și trebuia să fie mâncat evrei fiind gata de drum, încălțați, îmbrăcați, cu toiagul în mână, încinși cu brâul, să fie gata de drum. Așteptau semnalul marii ieșiri din Egipt. Aș vrea să încheiem cu câteva concluzii seara aceasta și aș vrea să spun în primul rând că prin toate aceste 10 urgii Dumnezeu distruge zeii Egiptului. Bineînțeles, să nu vă gândiți că îi distruge în mod fizic statuile acelea sau semnele care le aveau ei, ci îi distruge în mintea oamenilor. Pur și simplu, egiptenii sunt convinși că zeii lor sunt neputincioși. Nu pot să-i ajute cu nimica în cazul acestor nenorociri care vin peste țară. Inima lui Faraon este inima omului fără Dumnezeu. Inima omului care crede că el stăpânește peste lucruri, inima omului care crede că el se poate descurca fără ajutorul lui Dumnezeu, este inima necredinciosului, inima lui Faraon. În același timp, Satana este ca și Faraon. El face concesii păcătosului și spune cam așa, nu numai bărbații, nu îți implica familia în religia asta ta, lasă copiii, lasă-i acasă, ăștia așa nu înțeleg. Vină tu dacă vrei să fii religios, du-te tu, citește Biblia, roagă-te, fă ce vrei, dar lasă familia în pace. Este prima concesie. A doua zice, nu plecați, du-te, domnule, rămâi aici cu noi. Vezi că toată lumea, și noi credem, nu? Toată lumea e credincioasă, nu exagera, nu pleca prea departe, păstrează contactul cu ceilalți, nu te depărta de comunitate. Și lasă bunurile materiale pe seama mea, zice diavolul, nu? Sunt foarte mulți credincioși care cred că banii nu sunt ai Domnului, sunt ai lor. Nu? Averea noastră e a noastră, Domnule, nu a Domnului. Va veni o zi când vom pleca din lumea asta și vă asigur că nu o să ducem nimic. O să aibă grijă cineva să nu ducem nimic. Ar trebui atunci când Dumnezeu ne cheamă și ne deschide ușa spre libertate să fim hotărâți și să spunem și noi nicio unghie. Nu lăsăm nicio unghie în împărăția diavolului. Ne predăm cu totul lui Dumnezeu și slujim lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și ultima afirmație, care n-ar trebui să uităm niciodată, este că sângele mielului ne salvează de la moartea eternă. Sângele mielului fără de cusură lui Dumnezeu este cel care ne salvează
și vom avea viață veșnică. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune, să încheiem cu o rugăciune seara aceasta, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru harul care ne l-a dat să fim împreună.